Bun găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația AdShelf. Deschidem browserul și scriem adshelf.com. Ne spune cum am deschis această aplicație. Find the right educational tools for your needs. Găsește instrumentul educațional pentru nevoile tale. Ce este AdShelf? A socially curated discovery engine of websites, mobile apps, desktop programs and electronic products for teaching and learning. Deci AdShelf este un instrument pentru a descoperi website-uri, aplicații mobile, programe desktop și produse electronice pentru a preda și a învăța. Apoi apăsăm pe Sign-in. Scriem adresa de e-mail și parola. Și dăm Sign-in. Ne apare Add a tool, adică să adăugăm un instrument nou sau să creăm un shelf. Într-un shelf putem să adăugăm o colecție de instrumente care se referă la același lucru. De exemplu, căutăm Padlet. Padlet.com. Și copiem link-ul. Ne ducem și apăsăm Create Shelf. Și aici îi dăm titlu, îi dăm o descriere, taguri și putem să dăm vizibil pentru toți sau să fie privat. Curators, eu și de asemenea putem să adăugăm și alți curatori în shelf-ul nostru. Și apoi putem edit tool. Apăsăm edit tool URL. Padlet. Padlet. Și automat ne apare că dacă dăm click pe el, că deja se află în directorul Padlet și în plus este și un tutorial în limba engleză referitor la Padlet pe AdShelf. Bine. Dăm Create a Shelf. Title. Aplicații. Educaționale. Aplicații utile pentru educație la descriere. Educație. Public. Next step. Aici avem posibilitatea să adăugăm instrumente din directorul AdShelf. De exemplu, Book Creator. Dăm click pe el. A fost adăugat. Loom. Click pe el. A fost adăugat. Zoom.
din fel a fost adăugat. We video. Am dat click pe el, vedem că a fost adăugat și acesta. Google Jamboard. Click pe el, a fost adăugat. Apoi dăm next step. Și vedem aici că la note putem să descriem fiecare instrument care a fost adăugat de către noi din cele sugerate pe shelf. Și apoi dăm save shelf. Vedem că shelf-ul nostru se salvează. Și vedem. Aplicații utile pentru educație. 5 instrumente. 5 tools. Da? Și ne apare aici. Dar, dacă dorim, noi putem să adăugăm mai multe instrumente. Da? Dăm add a tool. Dăm add shelf. Tools. Și atunci căutăm search for. Și atunci căutăm EduClipper. Dăm click pe el. Și îl tragem. Și dăm next step. Și vedem că și acesta a fost adăugat în shelf-ul nostru. Deci aici pe Add Shelf putem să ne facem un shelf, adică un director, și în el să ne adăugăm aplicații care considerăm noi că se referă la subiectul, de exemplu, aplicații educaționale. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.